Școala post-liceală Auxila Mediaș derulează în perioada mai-decembrie proiectul intitulat Zâmbet de copil. Unitatea de învățământ medieșan a câștigat un grant oferit de Fundația Nouă Ne Pasă. Obiectivul acestuia este promovarea igienei cavității bucale, iar publicul țintă este format din 425 de elevi care învață în clasele primare la școli din mediul rural, în zona de nord a județului Sibiu. Activitățile se vor derula cu ajutorul unui medic stomatolog, al cadrelor didactice și al voluntarilor din școala post-liceală Auxila Mediaș. Elevii primesc periuțe și pastă de dinți, dar și materiale care să-i ajute să conștientizeze importanța igienei orale. Proiectul are ca și scop să promovăm igiena cavității bucale în zonele defavorizate, în zonele rurale. Sunt cuprinși în proiect aproximativ 400 de elevi de la școlile primare din zona Mediașului, zona de nord a județului, iar pe lângă asta, în proiect mai sunt implicate cadre didactice de la Școala Post-Liceală Auxila, precum și elevi de la cele două specializări, asistent medical de farmacie și asistent medical generalist. Avem alături de noi și un medic stomatolog care ne însoțește în aceste deplasări și le explicăm copiilor care este importanța pentru sănătatea lor de a-și păstra cavitatea bucală curată. Elevii, copiii primesc informații, avem și o demonstrație practică cum este să ne spălăm corect pe dinți, care sunt etapele și cât ar trebui să dureze un spălat corect pe dinți. Este un nou proiect care se alătură proiectului Erasmus pe care școala l-a câștigat, iar pe lângă aceste două mari proiecte mai avem și continuăm tradiția școlii cu cortul Auxila pe perioada de vară.